Let me do the talk. Let me do the talk. Let me do the talk. Да. Не так, чем. Доброе утро. За фильм. Walk the walk and talk the talk. Ce frumos. Nu cu dupre. Tu dubi dabi dubi du. Walk the talk and walk the walk. Hai să luăm pe străduța asta, mititicus așa, că presupun că pe aici, ia uite ce pene, un șumuli găina. Găinuiu cel nebun, nebunise. A futut la găini, a futut la găini, a futut la găini și la un moment dat s-a săturat să mai fută la găini. Și atunci a zis, domne, zice, nu mai pot să fut la găini. Am înnebunit, nu mai vreau să-mi fac datoria mea de cocoș. Și atunci șeful lui, proprietarul găinuiului, i-a zis, dragă găinuiule, tu ai auzit ce este ăla, borș de cocoș? Și el a zis, am auzit, dragă stăpâne, dar cum poți tu să crezi că tu care ești prietenul meu, ai putea oare să-mi faci așa ceva și să mă tai? Și să mă transformi într-un borș de cocoș. La care stăpânul i-a răspuns, ai dreptate. Mai înduioșat, dragă cocoșer.
ceea ce s-a întâmplat, însă este că stăpâna perversă, auzind numai prima parte a discuției, a zis: domne, zice, am restaurant. Ia să vă arăt acum restaurantul. Zice: domne, zice, avem un restaurant în fața mării. Avem grădină, uite, avem și tuia. Avem clienți care așteaptă înfometați. Clienți germani și americani. Uite-o pe stăpână care a tăiat. Așa, șterge pe acolo, probabil că se vede, care a tăiat găina. Și a zis: domne, zice, cum să lăsăm noi clienții să stea înfometați? Și în acest fel, cocoșul pervers, care se credea nemuritor, a fost jumulit, a fost pus într-un mare recipient de cupru și a fost transformat într-o ciorbă, pe care ciorbă o voi mânca eu acum foarte curând, pe aici, prin această minunată localitate, în ziua de 22 iulie 2021, vineri, ora, haide bă, așa, 11:25, din acel cocoș pe care l-ați văzut. Cățel, care-i treaba cu tine, cățel? Al cui ești tu? Unde e șeful tău? Unde e umanul tău? Asta, cățel. Asta. Doar în pix. Pix, pix. A venit al proprietar de cățel, frate. Ce ne facem? Ce ne facem? What to do? Dar văd că tu stai cu minte. You don't fucking care. Zici că ești de la Buzău. Numai un cățel de la Buzău se poate comporta așa de nepăsător în fața altui cățel mai mare. Și parcă mi imaginez că zice: marș, mă, cățel rău.